Spunem bună ziua și colegilor din online. Vasilică Cotfas, Oana Cengher, Mihai Cotfas, Adriana Stoica, Stănuleț și cu domnul Debrețini, da? Și în sală mai avem pe doamna doctor. Da, și Fane, salut Fane, scuze. Doamna doctor, doamna Nicodim, domnul profesor Buzatu, domnul Manea, Cosmin, domnul Alexa, domnul Bala și cu Mirela. Suntem în sală, cred că un singur? 8 și 8. Domnul Gheorghiță, Chipernu nu răspunde. Vă propun să intrăm pe comisii și avem câteva proiecte de hotărâre. Primul proiect pe care îl supun dezbaterii este construire și dotare dispensare în orașul Dărmănești, strada Dumbravei, aprobarea fazelor, notă conceptuală, temă de proiectare. În preambul, o să vă spun că noi am depus o solicitare la Compania Națională de Investiții pentru construirea unui dispensar medical. Inițial era vorba de refacerea dispensarului medical de la din strada Dumbravei. Prima solicitare a fost renovare, dotare, modernizare, dispensar medical. Am apărut în lista sinteză cu tema asta a Companiei Naționale de Investiții, după care când s-a făcut o expertiză, se trece la pasul următor, expertul ne-a spus că acea clădire este destul de veche și că nu mai corespunde noilor cerințe și că ar trebui să solicităm construire și dotare cabinet nou. În urma expertizei am făcut o adresă către Compania Națională de Investiții în care am spus punctul de vedere al expertului și am solicitat schimbarea în listă sinteză prin ordin de ministru din renovare și dotare în construire și dotare dispensare în orașul Dărmănești. Acum, în urma acestei solicitări, am primit adresă de la Compania Națională de Investiții, prin care ne spune că a fost aprobat în lista sinteză proiectul de investiții pentru Dărmănești, construire și dotare dispensar în orașul Dărmănești. Undeva noi am fi putut poate renova acea clădire cu fonduri de la Compania Națională de Investiții, dar compartimentarea, modul cum era dispusă vechea clădire, nu mai corespunde noilor cerințe, cu spații mai mari, cu dispensar cu anumite specialități în cadrul proiectului. Ca atare, ca să putem trece mai departe spre a finaliza acest proiect, astăzi am propus acest proiect de hotărâre care la articolul 1 aprobă realizarea obiectivului de investiții, construire și dotare dispensară în orașul Dărmănești. El va fi plasat în incinta fostului spital din strada Dumbravei, în partea din Amonte, din, cum ar veni, în spatele centrului de zi, unde facem noi centrul ăla de zi pentru persoane vârstnice, în spate undeva, strada Dumbravei, unde face curba aia din partea dinspre Livadă, dinspre Amonte. La articolul 2, notă conceptuală, la articolul 3, temă de proiectare și la articolul 4, se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate. Noi, ca să putem încărca în platforma Companiei Naționale de Investiții toate documentațiile, trebuie să facem acest studiu de fezabilitate. Noi nu știm cum arată dispensarul ăsta, ce valoare are și așa mai departe. Și atunci am parcurs prima etapă. Noi puteam să o facem un pic mai devreme, dar avem mai multe proiecte la Compania Națională de Investiții în diverse faze de execuție și să nu spună cineva că vai de mine, îi abuzăm pe aia acolo. Am lăsat, ați văzut că am închis strada Minerilor tot prin Compania Națională de Investiții. Avem acum sala de sport de la liceu care e în proiectare și execuție. Am depus toate documentele și chiar ieri a fost o întâlnire la Compania Națională de Investiții pentru asfaltarea în primă urgență a Brătuleștiului și străduțele care mai sunt pe acolo și am zis să avem o anumită
abordare vis-a-vis de compania națională, să nu îi sufocăm, dar trebuie să avem acest DALI, să vedem unde ajunge acest studiu de fezabilitate, care cofinanțarea noastră și așa mai departe. Deci este prima etapă pe care trebuie să o parcurgem, întocmirea studiului de fezabilitate și după aia vom încărca la companie și așa mai departe. Dacă sunt întrebări pe speța asta, colegii din online, dacă nu, să vedem cine avizează acest proiect de hotărâre. Și da. Deci avem Comisia Juridică și Buget Finanțe. Comisia Juridică. Favorabil. Este cineva împotrivă? Se abține cineva la avizul pe Comisia Juridică? Notați unanimitate. Comisia Buget Finanțe. Comisia Buget Finanțe. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate. Mergem mai departe. Următorul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de recepție a lucrărilor de întreținere și îmbunătățirea pajiștilor pe raza orașului Dărmănești. Cei care sunteți un pic mai vechi în Consiliul Local, știți că a fost o hotărâre de Consiliu dată prin 2017, prin care noi am nominalizat niște membri din Consiliul Local ca să facă parte din comisiile de recepție a lucrărilor de intervenție. Este vorba de acele contracte de concesiune pe care noi le-am dat la crescătorii de animale, contracte de concesiune pentru pășuni. Și comisia respectivă ar trebui să o actualizăm imediat în 2020, când s-a constituit nou Consiliu Local. N-am făcut-o și ca atare trebuie să ne conformăm. Vedeți că sunt trei comisii, am mers pe varianta care am avut-o și în 2017 și la fiecare comisie am arondat niște suprafețe de teren. Comisia numărul 1 va face recepția lucrărilor pentru următoarele loturi, Țiganca, Stația Auto, Nedeș, Farcu Mic, Cărăboaia. Sunt anumite zone de aici care nu sunt date la momentul ăsta în concesiune, pentru că unii le-au avut, au renunțat la ele, alții și-au vândut animalele. Sunt diverse povești, dar noi am trecut toate loturile și în cazul în care avem concesiune pe loturile respective, ne ducem la recepție. Dacă nu avem concesiune, nu avem unde să ne ducem. Comisia numărul 2, Valea Uzului, Răchitiș, Lapoș, Moghioruș, iar Lapoș, cred că partea de jos, și Sălătruc. Și comisia numărul 3, văd Ocloș, Lunca Uz, Plopu Coastă, Plopu Păgubeni. În medie, cam aceeași suprafață de teren am arondat la fiecare comisie. Rugămintea mea, și vedeți că la articolul 2, fiecare comisie nominalizată la articolul 1 va fi completată cu 2 reprezentanți din partea primarului județului, care vor fi designați prin dispoziție. Noi avem nevoie de practic un secretar și ăsta cred că va fi Bâlcu, pentru că există o procedură în regulament. Fiecare proprietar, fiecare concesionar de teren ne trimite o adresă și ne spune că începe lucrările când începe. După care ne trimite o adresă și ne spune că a terminat lucrările și convoacă comisia. Deci acest secretar sau ce e el acolo din partea primăriei ține evidența asta. Câte sunt, unde sunt, când ne ducem, le centralizează ca să nu ne ducem de 100 de ori în Plopu sau de 100 de ori în Valea Uzului. Le-am centralizat pe toate alea și la momentul respectiv le stabilim de comun acord comisia respectivă data când se face recepția. De asemenea, e nevoie să știm ce să verificăm noi acolo, ce trebuia făcut. Și atunci, cei doi reprezentanți ai primăriei orașului Dărmănești, care, părerea mea, nici nu cred că ar avea drept de vot, n-ar trebui să aibă ei drept de vot acolo, sau dacă vreți, are cum vreți dumneavoastră, să vă pună la dispoziție, unul, toate solicitările astea, unde ne ducem, cât ne ducem, să pună la dispoziție harta pe fiecare contract de unde, ce-i verificul, care e suprafața. Și să pună la dispoziție acel amenajament silvopastoral în care sunt reglementate toate lucrările pe care ei trebuie să le facă. S-ar putea cineva să nu facă ce trebuie acolo. Și atunci de asta am spus că pe lângă cei trei colegi din Consiliul Local să mai facă parte prin nominalizați prin dispoziția primarului doi din aparatul de specialitate. Unul cred că va fi Vâlcu, unul nu știu, va fi, vedem care dintre ei.
La articolul 3, vedeți că scrie, vor informa în scris beneficiarii contractelor data începerii lucrărilor obligatorii de efectuat, conform amenajamentului silvopastoral, când se duc în teren și așa mai departe. Ce trebuie să aibă? De ce avem nevoie de aceste recepții? Știți că fiecare deținător de contract de concesiune SLAZ primește o subvenție. Acea subvenție se dă în condițiile în care au fost efectuate acele lucrări. Sigur că sunt două sisteme de verificare. Un prim sistem ține de Consiliul Local și aici suntem noi prin această hotărâre implicați și al doilea ține de verificările APIA, care din satelit sau de unde, care e sistemul lor, verifică dacă au numărul de animale, dacă s-a cosit, dacă s-a păscut și așa mai departe. Dacă sunt ceva întrebări aici la punctul ăsta și dacă e ceva neclar. După care aș vrea să faceți propuneri pentru nominalizarea colegilor, celor trei colegi în fiecare comisie. Eu aș vrea, vă propun o variantă de lucru pentru nominalizare. Fiecare consilier în zona în care el activează să și facă parte din comisia respectivă, pentru că cunoaște și cetățenii din sat și mă gândesc că n-ar fi o problemă de... Acum ținem cont și de disponibilitatea fiecăruia, că dacă vrem să ne ducem la Nemira, să punem niște fete să urcem vârful Nemirei, e un pic mai dificil, da? Haideți să vedem. Eu doresc Adriana Stoica să... Te rog, Adriana. Eu doresc partea Sălătruc, Lapoș, pentru că cunosc zona. Deci tu vrei să faci parte din comisia asta? Da. Bun. Comisia unde este 2. Cu Lapoșul? Comisia deci 2. Comisia numărul 2, da? Valea Uzului, da, Răchitiș, da. Lapoș, Moghioruș, da, și Sălătruc. Deci un prim, da, notați acolo, Stoica Adriana. Da. Balaș, nu te bagi aici? Nu, e Sălătrucul, eu ziceam că... Dar nu e vorba de încurcat. Eu zic că ar fi bine că tu ești și în materie. Nu e mare... Hai, îl trecem pe... Sunteți de acord cu domnul Balaș la Sălătruc? Dacă păi are și loc. Suntem și noi. Auziți că colegii din online sunt de acord dacă... Este trecut, da? Da? Te prindem la Sălătruc. Bine? Bun, mai avem nevoie de un coleg la Sălătruc. Repede, cine se mai înscrie? Deci este Adriana Stoica, domnul Bala și încă unul. Fan Emilia. De acord. Da? Fan Emilia. Hai. Comisia numărul 2 este stabilită, da? Comisia numărul 1, Țiganca, stația auto, net, deșfar cu mică Răboaia. Deci asta ține de Brătulești. Domnul viceprimar e acolo. De ce să nu? Acum. Deci îl punem o dată pe... Poate vor, domne, consilier, că sunt mai mulți. Adică deci, nu trebuie să... Deci cine se bagă la Cărăboaia? Dacă nu, facem în felul următor. Hai să vedem la comisia numărul 3, Plopu. Alexa, te bagi? Alexa, Nușa, te bagi? Da, Nușa la Plopu, că avem Plopu, Păgubeni, Lunca, Auz și Ocloș. Și încă un coleg, Stănuleț. Ne auzi, da? Stănuleț? Ia vezi un pic. Îl vedem acolo, da, dacă... La Josen, dacă... Stănuleț la Josen, da? Da, da, cu chipier. Păi nu, am stabilit așa. Este doamna Nușa, că e din Plopuș, cu domnul Alexa și îl mai punem pe Stănuleț. Cei trei sunt la comisia numărul 3. Și mai avem acum la comisia numărul 1. Uite, Gheorghe Țichiper, că tot ai manifestat tu. Da? Păi este la Țiganca, Nedeșfar cu Mic și Cărăboaia. E Cărăboaia, e aproape aici de... E de centru. Acolo la Țiganca trebuie să mergi în toate trei comisii, că e mult acolo. Băi, cine mai bătrân știe, vedeți? O să mergem toate trei, dar numai ei votează. Deci, Chiper, rămâi pe... Cărăboaia. Pe Cărăboaia. Așa, și hai să mai vedem doi băieți. Domnul Manea. Domnul Manea pe Cărăboaia și încă un domn mai trebuie. Îl
Mihai Cotfas. Cine? Mihai Cotfas, da? Ok, bun. Hai să mai citim o dată. Mihai sau Vasile? Cine vrea? Mihai, te bași tu? Auzi, da. Ok, deci ne auzi. Comisia numărul 1. Gheorghiță Chiper, Manea și cu Cotfas Mihai. Comisia 2. Alexa Nușa Stănulescu. Comisia numărul 3. Numărul 2. Cine e aici? Stoica Adriana Balaș Costel și cu Milea Fănel. E ok așa? Acolo, să fim pe rege. Deci vă rog, sunt pe locul 2. Pe locul 2 ești, doamne, da. Dar prima în capul listei. Da, deci ești șefă de formație aici. Ok, bun. Mai avem ceva de discutat la asta? Nu cred că mai e. Dacă nu sunt probleme, sunteți de acord, cine avizează la comisia asta? Comisia juridică și comisia de urbanism. Comisia juridică, punct de vedere, aviz. De acord. E cineva împotrivă, se abține cineva? Nu. Deci comisia juridică e ok. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Toată lumea. Mergem mai departe, da? Punctul următor pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului, începând cu data de 1 august. Aș vrea aici să fac o primă prezentare legat de o ordonanță de urgență care spune că în 2022 veniturile celor plătiți din fonduri publice trebuie să rămână la nivelul decembrie 2021. Aici a fost o dezbatere foarte aprinsă și foarte să vă spun așa, neclară. Nici o instituție a statului nu ne-a dat nouă scris că e corect sau nu-i corect să mărim salariile în 2022. Am avut discuții și puncte de vedere de la prefectură, de la Ministerul Muncii, de la diverse alte instituții care spun că ne trimit la un articol de lege care ne spune ceva de genul. În salariile în instituțiile publice din cadrul primăriilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local. La nivel național, unele primării au mărit și cele mai multe au lăsat salariile la nivelul decembrie 2021. Din punct de vedere moral, ținând cont de faptul că au crescut prețurile și se pare că suntem în continuare pe un trend de creștere, este normal să mărim aceste salarii pentru că nu se mai poate trăi. Din punct de vedere legal, ne-a trimis la codul administrativ care spune că cei din Consiliul Local stabilesc dacă măresc sau nu. A avut loc o discuție și nu văd aici procesul verbal. Dăm un pic procesul verbal. Deci avem, l-ai pus la mapă asta? Trebuia pus la mapă să-l aveți și dumneavoastră. Există un proces verbal de negociere colectivă a salariilor. Și am avut o discuție, pentru că nu avem un sindicat la nivel de primărie, nu știu dacă e un sindicat autorizat, nu mai știu, am avut o discuție, așa cum prevede legea, de negociere colectivă cu angajații din cadrul primăriei. Și am făcut și o, să zic, analiză, să vedem cu cât putem crește aceste salarii și, în medie, creșterea este de 17,5%. La cei cu salarii mai mari, creșterea este de 14%, la cei cu salarii mai mici, creșterea se duce până undeva la 20%. Adică tot ce ține de muncitorii de la garaj care luau 1900 de lei bani în mână, a mărit în medie cu 20% și ajung undeva. Deci cei mai mici au cel mai mare procent. Pe măsură ce angajatul are eu știu, e mai calificat și are salariul mai mare, procentul e mai mic, pentru că aruncă 10% la unul care are 4.000 de lei înseamnă ceva. 10% la unul care are 2.000 de lei înseamnă altceva.
În medie vorbim de o creștere de 17,1% parcă la sută. Poliția locală avea salarii mici, cei cu studii medii cu siguranță avea salarii mici. Și am gândit o creștere, după discuțiile avute cu ei, este o creștere pe care noi sperăm în condiții de normalitate să putem să o plătim până la sfârșitul anului 2022. La momentul ăsta noi nu avem toți banii. Banii îi strângem pe măsură ce încasăm de la oameni. Și de asta am spus că sper ca să nu avem sincope, să ne blocăm undeva, să nu mai putem plăti aceste drepturi salariale. Ca idee, la nivel de an 2022, noi aveam aprobat prin buget un buget de 4.200.000 de lei pe an, deci 42 de miliarde, asta este anvelopa salarială la nivel de 2022, iar cu această creștere avem o influență de încă vreo 700 și ceva de mii de lei, adică ne ducem spre 4.900.000 de lei până la sfârșitul anului. Deci, ca să știți, în jur de 49 de miliarde trebuie să plătim doar salariile, în condițiile în care noi suntem la 70 și ceva de angajați din 100 și ceva. Dacă i-am fi avut pe toți, muream pe drum. Deci sper ca să încasăm aceste sume pe care noi le-am preconizat că le vom încasa din taxe și impozite, să reușim să ne achităm treaba asta. Sigur că poate ar fi trebuit și mai mult. Nu suntem într-un confort din ăsta financiar ca să ne putem permite mai mult. Spuneam că în acest proces verbal de negociere am inserat undeva, nu mai știu, paragraful e acolo. Exact. Am zis așa, în condițiile în care, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, se constată faptul că, virgulă, creșterile salariale acordate începând cu 1.8.2022 nu au respectat cadrul legal. Fiecare angajat își asumă restituirea sumelor acordate necuvenit. În mod normal, n-ar trebui să se întâmple asta. În mod, și trăim într-o țară în care de la o zi la alta se schimbă lucrurile, s-ar putea la anul să vină cineva și să ne spună că nu trebuia să dăm nimic. Și atunci am, în negocierea avută cu angajații, am spus, domnule, dacă se întâmplă, Doamne ferește, fiecare își asumă că ce a primit în plus, dă înapoi. Deci, aceste anexe, atât cu salariații care sunt, eu știu, personal contractual, cât și funcțiile publice, au fost semnate în proporție, cred că de 90 ceva la sută, n-au semnat cei care au fost în concediu de odihnă și care sunt în concediu de odihnă. De aceste creșteri nu beneficiază primarul și viceprimarul. Deci, ca să știți, noi rămânem cu salariile date prin 2019-2020, nu mai știu când, se modifică numai prin lege. Cum? Ca și consilierii locali, da. Asta voiam să vă spun. Am văzut că unii din țară au mărit la consilierii locali. Nu ilegal, sigur. Eu am întrebat la minister săptămâna trecută când am fost. Am discutat cu un secretar de stat din Ministerul Muncii și a zis, băi, aia e total ilegal. Pentru că creșterea indemnizației înseamnă creșterea primarului. Ori primarul nu are voie să crească. Scrie clar. Primarii și viceprimarii nu beneficiază de așa ceva, demnitare. Și atunci e clar că dacă a crescut la Consiliul Local, i-a crescut și primarul. E o chestie care nu ne interesează. Deci noi rămânem pe varianta care... Se aude acum? Era vorba despre... Despre? Despre Adriana, despre salarii. Da. Și ați văzut, cred că acele grile, da, le-ați avut la mapă. În mare, să știți că am introdus acolo salariul minim 2550, era înainte 2080 cât era, l-am introdus pe ăla. Coeficienții aia am încercat ca să respectăm legea salarizării unice, cât sunt pe nivelul ăla, tot să aibă la fel. Mă rog, mai mult de atât chiar nu se... Toți salariații sunt cu normă chiar din tot. Toți au normă întreagă și mai mult decât atât am făcut și la asistenții personali acele trepte de vechime. Da? Deci ce normal ar trebui să dăm și tichete de masă sau ce trebuie. Nu avem de unde. Deci eu vă spun la modul cel mai serios, în condițiile în care întinzi în partea asta prea mult, trebuie să iei din partea aia altă.
Ori dădeam o creștere la angajații primăriei de 7-8%, care nu se vedea. De 7-8% n-ai niciun fel de... Și așa, la un 20% salar de 1900 înainte, acum iau 2200, cred, cu 300 de lei la net. Și dacă dădeam tichete de masă și la asistenți, la ăia câți avem noi, 30 cât sunt, deci trebuia să scădem la 7% creșterea la angajat, ceea ce era total nesemnificativ. Și vedem, afară de drepturile astea salariale, avem acele etichete de vacanță pe care le dăm noi, 1450 cât sunt, și indemnizația de hrană. Deci fiecare mai primește încă vreo 300 de lei în plus. Dacă aveți întrebări legate de proiectul ăsta. Hai să vă rog. Vreau așa de o singură întrebare. Proiectul ăsta de modelele trece prin administrație. Bineînțeles, deci după ce trimitem. Eu zic că nu. De exemplu, a dat Slănicu și a trecut, a dat nu mai știu cine. Da, deci prefectura știi cum a lăsat-o? Nu. Deci imediat va trece prin filtrul lor și... Ne gândim și la varianta asta. Da. Deci eu zic că nu sunt probleme, eu așa zic. Deci cu siguranță va trece și... Una din întrebări era legată de indemnizația de hrană pentru asistenții personali, dar am înscăduit 6. Deci acolo e. Întindem de acolo, tăiem de dincolo, că... Ok, dar asistenții personali vor primi în continuare acel la 13-lea salariu până la ei? Ăla? Da. Da. Ok. La procesul verbal sunt 10 care n-au semnat. Concediu. Da, sunt concediu. Pentru că undeva în procesul verbal este făcută mențiunea că toți salariați au luat la cunoștință și deci, scrie toți. Mai sunt în momentul de Discuțiile noastre au fost așa. Sunt în concediu. Doamne, când îmi semnez, n-am găsit unul care să spună sunt împotrivă. Okay, mă înțeleg? Da. Deci n-am găsit. Acum, da. Pe măsură ce... cei din concediu vin, Cristi, este sarcina ta. M-am încărcat. Este sarcina ta să semnat în totalitate. Da? Dar în momentul ăsta Deci eu la momentul ăsta nu am cunoștință de vreunul care să zică că nu sunt de acord cu creșterea. Nu, sunt în concediu și rugămintea mea e să-l... Că și dacă scria că au votat, au aprosemnat 75-5, nu, aia 5 când veneau, trebuia să schimbăm procesul. Și schimbăm procesul. Ok, în adresa instituției prefectului, care nu este la masă, se fac anumite precizări legate de salarii. Nu. Nu. Se spune de la întâia, de la Nu. Nu există așa ceva. Toată lumea fuge de răspundere. Deci în adresa instituției, o ai la tine? În adresa instituției prefectului se face trimitere că zice așa că salariile stabilesc la nivel de Consiliu Local. E treaba lor cum o stabilesc și cât nu e treaba noastră, că e stipulată în legea 153. Legea, în codul administrativ. Iar dacă nu sunteți de acord, le spune angajaților cu ce au stabilit aia în Consiliul Local, puteți seziza instanța de contencios administrativ competent. Deci ăștia ne spune, nu mărești de la 1, nu mărești de pe 2, nu face nicio referire. Ei ne spune așa, domnule, ăia hotărăsc în funcție de resursa financiară pe care o ai acolo, că nu poți stabili niște salarii dacă n-ai cum să le dai, și dacă nu sunteți de acord, vă duceți și faceți în instanță. Și în instanță stabilesc aia ce vor. Dar nu ne spune nici de când, nici cu cât, nici dacă avem sau nu avem voie. Deci atât funcția publică, cât și funcția contractuală beneficiază de mărire, da. De la 1 a 8 a 2020. De la 1 a 8, da. Ok. Iar la articolul 6 acolo, în proiectul de hotărâre, indemnizația persoanelor cu handicap este echivalentă cu cuantum net al salariului personal cu gradație 0, în cuantum de, acolo nu poate să fie 2550, în cuantum de 1580. Da, da, este brutul. Bine, va primi salariul net, da. Este echivalent cu cuantumul net al salariului unui asistent. Asistentului personal. Păi net, deci scrie aici că net, deci dacă scrie net, trebuie să scrie 1580. Deci indemnizațiile persoanelor cu handicap, indemnizația este echivalentă cu cuantumul net al salariului unui asistent personal grad de 0. Se stabilesc în cuantum. Nu, da, uite, fii atent, nu discutăm de paranteză. Deci nu vorbim de paranteză. Zicem așa, în anul 2022, indemnizațiile persoanelor cu handicap se stabilesc. Dar aici nu am modificat noi și am spus că începând cu 1-a 8-a, nu așa ți-am zis, că am modificat
asta. La indemnizații și la asistenții personali de la 1 ianuarie s-au acordat. Dar de la 1 ianuarie am stabilit asta? Da. 1580 de la 1 ianuarie? Da. Deci este 2550 de la 1 ianuarie la asistenții personali. Deci de la 1 ianuarie pentru asistenții personali s-a... Și în hotărârea veche cât am dat noi? Cum am dat? 2550. Ia adă-mi la hotărârea veche, s-o văd. Adă-mi pe hotărârea veche, s-o văd. Înțelegi că noi spunem așa, în anul 2022, indemnizația persoanelor cu handicap, nu citesc paranteza, se stabilesc în contul de 2550 lei lunar. În indemnizația persoanelor cu handicap se stabilesc în cuantum de că el spune lege acolo că e salariul minim pe... Nu, este salariul registrul pentru personal cu gradația 0. Așa zice. Este salariul net al asistentului personal cu gradația 0. Și există sigur o adresă de la legea SPC în care se comunică... Arată un pic hotărârea veche, ia să vedem cât e acolo. Deci începem cu întâia, așa, indemnizație de hrană, uitați, se stabilesc salariile, începem cu întâia. Se stabilesc salariile de bază, hai că nu pot până acolo. Începând cu data de întâia, se stabilesc salariile de bază brute. Brute. Salariile de bază brute ale asistenților personal și indemnizațiile persoanelor cu handicap, în paranteză scrie indemnizația de handicap este echivalentul quantum net al salariului asistent personal de 0. Ținând cont de faptul că se majorează salariul de bază, minim brut pe țară, garantat în plată la 2550 de lei lunar. Și netul este o sumă, indemnizația nu poate să fie brut, indemnizația trebuie trecută net. Asta încerc eu să spun, da? Okay. Este o sumă, e o indemnizație. Dar nu vreau să spun. Deci în anul 2000, cum zici tu că ar trebui să sune articolul 7? Deci el sună foarte bine, ar trebui să dispară și paranteza și să lăsați în quantum de 1580 lunar, pentru că atât ar fi să dă lor lunar. Asta fiind vorba de net. Nu, dar noi avem dările la stat, noi cum facem? La indemnizație, nu la asistență. Dar la asta, la asistență. Da. Da, la asistență personală sunt cu precizarea sus de la 1 8, dar acum ziceți că le-ați dat de la 1 ianuarie. Începând cu data de 1 8, salariile de bază brute asistenților personali. Acolo este corect, se stabilesc în quantum. Bun, deci la articolul 7, în anul 2022, indemnizația persoană cu handicap este echivalentul quantum net al salariului unui asistent personal grație, stabilesc în quantum. În sumă de... Deci, salariul nu este. Deci, e indemnizație și zice... Deci indemnizația nu poate să fie indemnizație. Deci trecem, da, o să completez articolul. Nu știu, să nu dăm mai urea, că din 2550 din brutul ăsta e iar. Nu, dar vedeți că este adresă de la legea SPC în care se comunică fără astea cu brutul. Indemnizația este în quantum de 1.000. Echivalentul salariului net al asistentului personal. Da, dar quantum de... Ok. Bun, și atunci articolul 6, dacă ziceți că asistenții personali au primit 2550 de la 1 ianuarie, îi mai lăsați? Îl lăsăm ca să n-am niciun fel de treabă, că l-a prins pe... Nu mă iau de la a primit treaba lor, de la 1 ianuarie merg tot cu aia, pentru că în anexa 3, care face parte integrantă, la ăștia li se dă și tranșa de vechime. Am văzut, au gradație acum. Au gradație și aia din ianuarie n-avea. Și atunci o las așa. Singura chestie la articolul 7, indemnizați pe persoanele cu handicap, se stabilesc în quantum de... Nu, dar mai gândiți-vă. Adică părerea mea este că trebuie trecut quantum. Așa este corect. Dacă punem 2550 lei lunar brut și în paranteză 1800 cât zici tu, 1580. Deci ia, corectează-ți acolo, scrie așa. Dar sună mai bine eu asta. Că zici brut, aici nu mai vorbim de brut. La 7. Nu mai vorbim de de brut aici. Deci în aia veche spune așa, începând cu data de 1-1 se stabilesc salariile de bază brute, dar acolo vorbim de asistenți personal, nu vorbim de indemnizație, altceva. Aici vorbim de indemnizație, indemnizație persoană cu handicap. Deci corectează-o, vezi care este varianta cea mai, ca să văd ce spune și Jenița, că e târziu, să nu spună, nu domnule, mie e obligatoriu, îmi prins brutul că eu plătesc la stat. Nu, mă spune, nu? Să un program și atât să facă salariul. Quantum net al salariului. Dacă nu-i pui în paranteză net, 1000 cât e acolo. Da, sigur. Bun. Okay, și ultima întrebare, ca să vă mai rețin. La
la hotărârea din iunie, la o hotărâre din iunie, legată tot așa de salarizare, da, erau 8 funcții care erau cu 2550. Da. Respectiv muncilor calificat, necalificat și așa nu era făcut nicio diferențiere. Aia o să anulăm. O anulăm pe acest lucru. S-a rugat prezentul proiect. Da, se comunică primară, aia o abrogăm, nu mare. Dar 8 care, pentru care hotărârea era în vigoare, au primit 2550 până acum? Deci la aia le refacem calculul. La dar aia. Până acum mă interesează. De exemplu, luna asta când au luat salariul, l-a raportat la 2550? Nu. Nu. Nu cred. Nu. Pentru că i-am spus lui Jenița, lasă așa, dăm hotărârea asta, după care la aia 7-8 cât sunt, reface calculul și dă de la 1 ianuarie. Deci de la 1 ianuarie. La, deci am avut discuție cu Jenița și am zis așa, Jenița, la ăia care sunt da, sub minimum, pe sub minim, prin dispoziție de primar, îi prindeți 1 ianuarie. Le facem, da? Am înțeles. Aia e. Mai sunt întrebări pe treaba asta cu salariile? Dacă nu mai sunt, hai să vedem cine avizează, da? Comisia Juridică, Comisia Urbanism și Buget Finanțe, toate cele trei comisii. Comisia Juridică. Juridică. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Comisia Urbanism. Pentru, da? Și Buget Finanțe? Comisia Buget Finanțe. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 5 voturi pentru aviz favorabil. Mergem la proiectul de hotărâre prin atestarea apartenenței la domeniul privat a 11 loturi de teren. Despre ce este vorba aici? Ați văzut că inițial la MAP au fost 9 locuri, acum sunt 11. Sunt, cred că în perioada următoare vom avea mai multe proiecte de genul ăsta pentru a atesta la domeniul privat anumite suprafețe. Și o să vă dau un exemplu. Sunt oameni care au primit terenuri pentru construcții case în decursul anilor. Și oamenii ăia sunt în diverse faze. Fie le-au expirat contractele la 25 de ani, fie le-au expirat contractele în decursul, nu știu, am avut pe 5 ani, pe 7 ani, pe cât am avut. Acum, încheierea unui nou contract după codul administrativ ne obligă pe noi să avem intabulată suprafața pe care o concesionăm. Înainte nu era așa. Dădea primăria o hotărâre și concesiona omului suprafața de casă, ce avea nevoie. Noul cod administrativ nu ne mai dă voie să facem hotărâri de consiliu de concesionare sau de închiriere fără să avem aceste terenuri cadastrate. Dacă există o suprafață mai mare cadastrată, atunci se face apartamentare, se ia doar suprafața respectivă și se intabulează. Fiecare suprafață din ce vedeți dumneavoastră aici are o poveste și eu m-am uitat cu arhitectul șef pe fiecare. Este un prim lot de 11 terenuri. De exemplu, lotul de 762 teren productiv pod Valea Malului. Cum intrăm la Plopu, pe partea dreaptă unde este acel releu de ce-o făcut aia de televiziune, avem un spațiu închis. Știți că noi l-am concesionat la cineva care avea ăsta Gosav, lui Gosav. Gosav nu l-a mai vrut, a renunțat la revedere. A plătit cât a plătit vreun an, doi, după care a zis că nu-l mai interesează. Avem o solicitare de la altcineva să-l închiriem. Noi, ca să-l închiriem, trebuie să avem cadastru. Noi nu avem cadastru la el, noi primărie. Deci ăsta este un prim lot pe care îl cadastrăm. Și ca să-l cadastrăm, trebuie să-l introducem în domeniul privat. Lotul numărul 2, 368, curți construcții, punct la Popa. Ce se întâmplă cu terenul ăsta? Terenul ăsta a fost concesionat de primăria Comănești. Este undeva în spate pe la Laguna. Miron, niște ani buni, n-a respectat granița între Dărmănești și Comănești. Și l-a concesionat terenul ăla care, după graniță, era al Dărmăneștiului, l-a concesionat unui tip care îl cheamă, cum îl cheamă pe ăla. În vara anului 2022, primăvară, s-a dus omul la primărie la Comănești că expirase contractul. Să încheie în continuare cu primăria Comănești să prelungească contractul. Și primarul i-a dat o adresă, toate la arhitectul șef, prin care spune că în urma grănițuirii între Dărmănești și Comănești, terenul respectiv nu mai este pe Comănești și să se adreseze primăriei Dărmănești.
Omul are acolo pe terenul respectiv, are o, nu știu ce are el, ce vedeți dumneavoastră, are o locuință, are o... Acum la Dărmănești avem și aici o belea, este în extravilan, că la Comănești era în intravilan varianta lui ăla. La noi este în extravilan. Și primul lucru ca să omul a făcut adresa, având în vedere că băla de la Comănești mi-a zis că nu mai e la el, vreau să vin la Dărmănești. A făcut o adresă la noi, noi nu-l avem în domeniul privat. Și primul lucru, îl introducem în domeniul privat, după care îl concesionăm lui, cum îl cheamă pe ăsta, și încercăm să îl introducem și pe el în legalitate, cum chiar n-are nicio vină. El până acum a plătit la Comănești. Strada Valea Muntelui. Lotul numărul 3, ia să vedem unde este aici, Strada Muntelui. Deci aici este la, ia să vedem, OAT Dărmănești, este un garaj construit de, cred că e ăsta nenea cu acordeonul, e Ginersu. E un teren făcut, un garaj pe el, de mulți ani, și noi ne-am dus la el și am zis, nene, Bălănucă, e ginerile lui Bălănucă, nu știu care, cum îl cheamă, și ne-am dus și ne-am luat de, s-a dus poliția locală și cu ăștia, ce cu construcția și dacă plătește impozit. Și am constatat că de fapt omul are vreo 15 ani garaj acolo, e ocupare abuzivă, n-a făcut nicio treabă, și domnule, nu-mi dărmați garajul, că eu aici stau cu mașina. Și atunci a venit, a făcut solicitare să-l închirieze, să-l concesioneze de la primărie terenul și sigur că noi trebuie să-l introducem în domeniul privat ca să putem să ne luăm de el. El este în domeniul nostru mare, dar nu e compartimentat. Următoarea suprafață, 1403 metri. Este vorba de un teren de la Brătulești, este vorba de ăsta care a venit la noi, cum îl cheamă? Buhalea. Buhalea ce a făcut? În decursul evoluției din ultimii 20 de ani, a ocupat și el din terenul primăriei 1000 și ceva de metri pătrați. Ca așa a vrut el. Vedeți că el are o bucată de teren unde este casa acolo, da? Are o bucățică de teren al lui, dar au mai închis încă 1500 de, 1400 de metri de la primărie, fără niciun fel de problemă. Omul a venit la primărie că vrea să vândă terenul respectiv, casă, tot ce are el acolo, și a zis, domnule, eu vând, că așa ne-am sesizat noi, vând nu știu cât. Păi tu n-ai atâta teren la primărie. L-am pus și a plătit pe ultimii ani și a plătit 100 și vreo 30 de milioane, 13.000 de lei a plătit omul, toți banii din urmă, pe terenul care l-a ocupat abuziv. Și a zis, domnule, acum vreau să intru în legalitate. Ca să fim legal, deci omul și-a plătit toată suma, îl introducem în domeniul privat și îl concesionăm lui sau celui care... Cumpărătorul. Mergem mai departe. 29 de metri pătrați, curs construcții. 29 de metri pătrați. Aici este pe Valea Uzului, vis-a-vis de Biserica Țigănească. E Cârciumaia cu roz acolo. Nu, e la Plopul. Valea Uzului. Stai să văd eu care e asta. Valea Uzului 300. 29, am sărit peste asta. 29 la apropo, dar nu la da, unde e la mine? Care e 29? Că nu-l văd. 29. Dar de ce n-am schița, Cristi? Dar nu scrie numărul 5 pe ea? 29 numărul 5, dar nu văd. Curs construcții la apropo. Așa am primit de la Giovanni. Bogasiu Lilian. Bogasiu Lilian. O aveți pe telefon? Nu am pe telefon. Nu știu, nu am la mine. Dați-mă un pic pe aia să vedem cum arată. Nu răspunde anexa asta cu ce scrie aici în tabel. Uh-huh. Scrie numărul 5, dar nu este... Da, nu sunt secretar. Asta trebuie să le puneți voi la punct. Eu le-am văzut și eu de două ori, dar nu mă ocup de treaba asta eu. Deci 29 nu știu care e. 300 pășune. Deci 29 te uiți care e, deci și ăsta a plecat. Na, 300 pășune. Ia să vedem noi. E pe strada? Valea Uzului. Aia e mică. Nu, după. Deci asta de aici, da. Deci suntem pe Valea Uzului, Biserica de Țigani, după da? Intersecția cu cum mergem pe stradă, pe partea stângă e o cârciumă cu roz acolo. Știți povestea Bogasiu. Cei care sunteți Bogasiu. Bogasiu, doamna Bogasiu a zis, domnule, uite care e treaba. Ea plătește pentru terenul ăla de sub cârciumă. Dar nu-i doamna Bogasiu. Nu-i. Hai. Berg, cum? Ce e ne-ai făcut? Vătaful sau ce, nu știu. Da, nu intrăm în detalii, nu ne interesează. Deci avem contract de concesiune pentru terenul de sub... Și doamna a ocupat și suprafața asta de cât avem, de 29 de metri, că intrau aia pe la cârciumă pe acolo.
Și ca să intre în legalitate, a zis, domnule, uite, dați-mi și ăștia 29 de metri și toată lumea e fericită. Noi introducem în domeniu. Mergem mai departe, da? 5500 teren productiv. Acolo suntem? Da. Dar asta ce, mă? Asta de aici unde e? 300. Asta. Asta e ce, mă? Deci, teren productiv este vorba de lunga de la Valea Uzului, de la Joseni. Vă aduceți aminte unde am avut noi, tot am avut noi acolo concesionat diversilor care aveau balastiere. Deci ei, ca să poată să își desfășoare activitatea, ne ocupa terenul lung ca noastră, ocupa din islazul ăla. Ba își ținea utilaje, ba tot felul de chestii. Mai mult decât atât, când venea apa mare, își retrăgeau toate utilajele pe mare. Și ca să nu folosească acea suprafață de pământ, că își depozitează și balast, au făcut solicitarea la noi și a zis, domnule, dați-ne în concesiune pe perioada cât există balastier acolo. O lună, două, trei luni, cinci luni, cât are luna. Terenul ăsta de aici de 5500 de metri pătrați, la fel, este teren productiv. Noi l-am schițat așa și îl introducem, dacă vă amintiți tot așa cei mai vechi din Consiliu, știți că am mai dat, nu mai știu care a avut acolo, Andrei Vatolome, cred că a avut, sau nu știu cine a avut, sau Gică Milea, nu știu cine avea înainte balastiere. Nu, Andrei. Înaintea lui Andrei. Am mai avut, nu știu cine a avut. Milea. Deci este vorba de terenul pentru care, sau pe care va funcționa stația de, sau cea de balast. Ne ducem mai departe. 500 de metri curs construcții strada uzinei. Aici s-a amestecat astea. Avem două loturi. E vorba de Timaru, de pădurarul Timaru și de Taicăsu. Oamenii ăștia au trecut de 25 de ani de când plătesc terenul ăsta. Terenul, pe fiecare lot din ăsta este construit ceva. Un lot este a tânărului, un lot este al lui Taicăsu. Și la momentul ăsta noi nu avem nimic. Omul a venit și a zis, domnule, ori mi-l vinzi, ori prelungești în contractul de concesiune, ce facem? Neavând cadastru pe el, codul administrativ mă blochează. Și aici, repet, vom avea în perioada următoare cel puțin 50 de situații de genul ăsta, pentru că toate terenurile care noi le vom lua pe bucăți, toate terenurile pe care le avem date pentru construcții case, le intabulăm, după care vom hotărâ în Consiliul Local, părerea mea, să le și vinde la oamenii ăștia că... Da, pe solicitări sunt... 10. Deci 8 și 9. 8 și 9 sunt în aceeași situație. 10. Curs construcții primăverii, lot numărul 1. Lot numărul 1 este... ajungem la pod la Sabău, facem stânga, da? Aici, aia, asta e a doua. Lot numărul 1, da? Am făcut stânga spre groapa de gunoi. Și acolo avem un domn care, la fel, a plătit sub concesiune, nu știu câți zeci de ani, i-a dat terenul lui Fiisu. Fiisu s-a apucat acum și a construit și el o baracă în spate. Și a făcut baraca pe conducta Transgaz. Și s-au sesizat toate instituțiile, au venit călare pe noi, am demolat, și a demolat el garaj ce Dumnezeu avea acolo. A Competului era. A Competului, da. Fănică Milea a fost acolo plângăcios în mărul 1. Da? Și acum intrăm cu și cu omul ăsta, că el are contract de concesiune cu noi, intrăm în legalitate, cadastrăm și vedem ce facem mai departe. Și lângă acest teren, vedeți că mai era un lot, lotul numărul 2, și când l-a măsurat topograful, a zis, domnule, hai să le prindem pe amândouă și nu mai avem treabă. Pentru lotul 2 nu avem încă o solicitare, nu avem, dar o introducem și pe asta și eventual dacă cineva va solicita. Avem niște țigani acolo care pot. E solicitare scrisă pentru el, dar sincer, ne gândim, facem licitație. N-am lămurit-o cu cei 29 de metri pătrați la sat Plopu. Nu știu cine e asta, Bogasiu Livian. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Ia mai dat. Păi și de ce o scris aici Cristi? Deci dacă cei 29 de metri pătrați ai scris tu Bogasiu Liliana, este cea cu magazinul, da, nu? Exact. Deci nu e sat Plopu aici. Este Valea Uzului. Stați că vă spun, păi eu văd, că mi-a scris mie mesaj și am scris faptul cererii. Da? Deci nu-i sat Plopu, modifică anexa, nu-i sat Plopu, da? Da. Poziția numărul 5.
Am înțeles. Deci 1, 2, 3. Da, și e corect. 5 îl bate cu... Dacă are magazin, nu-și vrea să facă un 3. Pas în continuare. 4 este ăsta cu așa. 5, 5, vezi? Uite, scrie Valea Uzului aici, nu avem treabă. 5, cei 29 de metri pătrați. Este strada Valea Uzului. 6. Pe 6 l-am discutat? 6. Păi n-am discutat. 300 de metri pătrați, pășune Valea Uzului. Da? Nu, 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 29 nu-i plopul. Deci 29 e strada Valea Uzului. Avem două pe Valea Uzului. Avem pe Valea Uzului sunt două. Este Bogasiu. În loc de plopul apare Valea Uzului, da? Și ceilalți 300 de metri sunt la Călugăr. Sunt la Călugăr, are o rampă din asta de depozitat gunoi acolo. Deci la 5 și de asta nu discutați. Da, de asta nu. Mai sunt ceva întrebări pe punctul ăsta de... pe proiectul ăsta? Așa că, după ce se intabulează, cum? După ce se intabulează. Da. Deci după ce se... după... o aprobare cu acest... Acum, cei care sunt... eu aș zice așa, după ce se intabulează, aș vrea să vedem mai multe intabulate, mai multe, de astea cu teren de casă. Și aș vrea să ne facem o prioritate. Toți cei care au terenuri de case de 10-20 de ani de cât sunt, să facem o evaluare și să spunem, terenul din punctul ăsta face 10 lei, 15 lei. Și să întrebăm, vreți să le cumpărați? Cei care le cumpără, le cumpără. La cei care nu le cumpără, le prelungim contractul de concesiune. Vor să da? Le cumpere și eu au urmă aici, cei care sunt aici la intrare în sat pe stânga, scopul este discrepanță între prețul concesiunii. Unii plătesc mai mult, unii mai puțin, ceea ce... E posibil, nu știu exact, dar noi dacă facem o evaluare pe loturi, da, în plopul păi costă 3 lei metru, exact, în Sălătrug 2 lei sau cât o fi, atunci avem o... Da. Bun, haideți să vedem cine avizează aici. Trei comisii. Comisia juridică, Comisia de Urmani și Buget Finanțe. Comisia juridică. Avizul dumneavoastră. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Se abține cineva? Cineva împotrivă la urbanism? Comisia Buget Finanțe. Buget Finanțe. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? 5 voturi pentru aviz favorabil. Ok. Am parcurs și ultimul punct pe ordinea de zi. Am făcut, cred că v-a zis colegii în locul domnului președinte să preia, am avut, câte minute mai avem? Închidem sau nu? Nu ne-a dat nimic. Am avut pe ordinea de zi încă un punct de vedere pe care l-am scos, am modificat domnul secretar, că nu ne-a venit toate datele. Despre ce este vorba și vom avea săptămâna viitoare o ședință extraordinară. Sunt câteva puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le discutăm în regim de maximă urgență. În primul rând, la centru de zi, noi am făcut, am aprobat în, nu mai știu, în lunile anterioare, o creștere cu materialele și acum suntem la semnarea actului adițional cu ADR-ul. Înainte de a semna ADR-ul creșterea de materiale, ne pune să aprobăm în Consiliul Local ultima variantă agreată de ei, a bugetului pentru centru de zi. Nu avem, nu am avut astăzi, când ne-a promis proiectantul că ne va da toate hârtiile, nu le-am avut. Dacă luni le avem hârtiile astea, că ne cer împărțite pe eligibil, pe neeligibil, imediat convocăm, dăm hotărârea cu ultima variantă, care cu siguranță va fi modificată peste două săptămâni, iar chiar au crescut prețurile, și trimitem la ADR, în baza la acea hotărâre se semnează actul adițional. Deci asta este o prioritate. Și închidem și deschidem iar. Da, deci online. Imediat online-ul, imediat ne... Da, închidem și ne... Și a doua discuție este legată de șoseaua de centură. Ați văzut că suntem în primele loturi cu șoseaua de centură. Acolo astăzi am avut o ședință tehnică pe partea de buget. Am în daliul ăla avem nevoie de 29 de milioane de lei și ni s-a aprobat parțial 20 de milioane. Avem două variante, o variantă în care noi să punem 9 milioane și înseamnă cam mult și a doua variantă în care noi renunțăm la anumite lucrări. O să dezbatem să vedem ce este mai avantajos pentru noi, fie luăm 9 milioane și terminăm toată lucrarea, împrumut și sau vedem ce soluție găsim, ne lungim pe 2-3 ani, fie renunțăm la anumite lucrări. Foarte mult de renunțat nu prea avem, pentru că
Noi avem un sens giratoriu în drumul național, un sens giratoriu la DJ. Deci nu putem scurta. Renunțarea înseamnă că din 5 km facem 3. Dar nu avem cum, că noi avem două sensuri giratorii și trebuie să ne închidem în asta. Singura soluție pe care am văzut-o erau niște lucrări adiacente râului Uz, de îndiguire, de... Și poate acolo, dacă avem o altă variantă în care nu renunțăm la nimic, facem proiectul de 29 de milioane și ne ducem pe 2-3 ani. Și facem 9 milioane alea care sunt ale noastre, facem o alocare pe 3 ani, aici riscăm să crească materialele atât de mult încât să peste 2-3 ani să ne trezim că face 38 de milioane de euro. Suntem toți în online. Da, deci toată lumea e în online. Și aici, săptămâna viitoare, vom avea o ședință extraordinară. Eu am cerut, în urma discuției de astăzi, un punct de vedere la proiectant, să vedem la ce am putea renunța fără să afecteze obiectivul de bază. Îl rog pe domnul președinte de ședință să preia. Da? Să preia domnul președinte și intrăm pe ordinea de zi. Da? Ok. Da, bun venit la ședința de astăzi. Cu ocazia pe care voi da citire convocatorului de ședință, în conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 400 din 22/7/2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de vineri 29/7/2022, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 14, ședința pe comisii, și cu ora 14:30, ședința în plen, în sala de ședințe a primăriei orașului Dărmănești, având pe proiectul ordinii de zi următoarele puncte. La punctul 1. Vom supune aprobării aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 29/7/2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Deci 17 voturi a fost aprobat ordinea de zi. Da. La punctul 2 vom supune aprobării aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30/6/2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Nu cred că nici din online, nu? Toată lumea pentru. Da. La punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 25/7/2022. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva. Punctul 4. La punctul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, construire și dotare dispensar în orașul Dărmănești, strada Dumbravei, județul Bacău, a fazelor de proiectare, nota conceptuală, tema de proiectare și aprobarea întocmirii documentației tehnice economice, faza studiu de fezabilitate, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Proiectul a fost supus avizării în ședința pe comisii, privind aviz favorabil din partea Comisiei Juridice și Comisiei Buget Finanțe. Domnul primar? Câteva precizări am să fac. Da, este vorba de un obiectiv de investiții nou, construire și dotare dispensară în orașul Dărmănești, în strada Dumbravei. Finanțarea este asigurată prin Compania Națională de Investiții. Este un proiect la care inițial a mers pe reabilitare și dotare dispensar vechi. În urma expertizelor făcute de specialiști s-a recomandat construirea unui dispensar nou. Ca atare am făcut solicitare la Compania Națională de Investiții să se modifice în lista sinteză denumirea de reabilitare și dotare în construire și dotare, dispensar în orașul Dărmănești. Am obținut aprobare pentru
prin ordin de ministru pentru obiectivul de investiții, construire și dotare dispensară în orașul Dărmănești. Ca atare, astăzi parcurgem o primă fază de a aproba obiectivul, notă, temă conceptuală și de a începe acel studiu de fezabilitate aferent noului obiectiv de investiții. După ce vom avea studiu de fezabilitate, cu siguranță vom veni în Consiliul Local, aprobăm indicatori de viz general și așa mai departe și vom încărca în platforma electronică datele pe care le vom avea. Dacă sunt întrebări, dacă nu, o supuneți la vot. Deci, cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind construirea și dotarea dispensarului? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Unanimitate. Deci, în unanimitate, proiectul a fost aprobat. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de recepție a lucrărilor de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor de pe raza UAT Dărmănești, județul Bacău. De asemenea, proiectul a fost supus avizării în cadrul ședințelor pe comisii, privind aviz favorabil din partea Comisiei Juridice și Comisiei de Urbanism. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Vă rog, domnul primar. Câteva precizări aș vrea să fac și aici. UAT Oraș Dărmănești are în proprietate peste 1300 de hectare de pășune în domeniul privat. Această pășune este concesionată crescătorilor de animale de pe raza orașului Dărmănești. Avem peste 100 de contracte de concesiune încheiate cu crescătorii de animale. Avem și un amenajament silvopastoral și sigur că în acele contracte de concesiune fiecare concesionar are obligații de a întreține și de a îmbunătăți pajiștea pe care o are în concesiune. Pentru a verifica modul în care crescătorii de animale duc la îndeplinire această obligație, în cadrul Consiliului Local am propus constituirea unor comisii de recepție a lucrărilor de întreținere și de îmbunătățire a pajiștilor, formate din 5 membri, 3 membri în fiecare comisie, câte 3 membri din cadrul Consiliului Local și 2 membri nominalizați prin dispoziția primarului. Am constituit pe raza orașului 3 astfel de comisii. Fiecare comisie are în atribuții recepție a lucrărilor pe anumite loturi de pășune. Spuneam că sunt 3 comisii pentru că avem o suprafață mare de pășune. Fiecare comisie are în medie 700 de hectare de verificat. În ședința pe comisii am stabilit componența fiecărei comisii, care sunt cei 3 colegi consilieri locali nominalizați în fiecare comisie și practic pe fiecare comisie avem din partea Consiliului Local Comisia numărul 1, domnul consilier Gheorghiță Chiper, domnul Manea Ilie și domnul Cotfas Mihai, Comisia numărul 1. Comisia numărul 2, Stoica Adriana, Balaș Constantin și domnul Milea Fănel, Comisia numărul 3, domnul Alexa, doamna Nicodim și domnul Stănuleț. Cei doi nominalizați din partea aparatului de specialitate a primarului vor urma să fie stabiliți prin dispoziție de primar și sigur că vor pune la dispoziția comisiilor tot ce ține de partea de secretariat, informații, date din amenajamentul silvopastoral și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, dacă nu, supuneți la vot. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind comisiile de recepție. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Deci, la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al asistenților personali, care se aplică începând cu data de 1 august 2022. De asemenea, proiectul a fost supus analizei în cadrul comisiilor ședinței pe comisii, privind aviz favorabil din partea celor 3 comisii, juridic, urbanism și buget finanțe. Inițiator al proiectului,
domnul primar al orașului Dărmănești. Vă rog, domn primar, dacă... Voi încerca pe scurt și aici. Este un proiect de hotărâre care încearcă să, eu știu, răspundă nevoilor actuale ale cetățenilor și angajaților. Pe de altă parte, mă refer aici în special la evoluția prețurilor din ultima perioadă. Salariile au rămas mult în urmă și ne confruntăm cu aproape imposibilitatea de a ne achita ca familii, ca angajați, toate dările față de stat, pe de o parte, față de utilități, coșul zilnic și așa mai departe. În urma discuțiilor avute în cadrul cu angajații din cadrul primăriei orașului Dărmănești, am avut o negociere, am încercat cumva să răspundem măcar parțial la nevoile pe care le au și începând cu 1.8.2022, atât la funcțiile publice cât și la funcțiile contractuale, vom ajusta salariile în sensul de a le crește în măsura putințelor pe care le avem astăzi. Vreau să vă spun că, așa cum am discutat și cu angajații, sigur că, pe de o parte, fiecare trebuie să înțelegem că salariile sunt plătite din taxele și impozitele pe care le încasăm de la cetățeni. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de salariile care sunt pe piața muncii în zona noastră și în localitățile limitrofe. Trebuie să ținem cont de faptul că avem niște investiții în derulare și ele trebuie finanțate în mod obligatoriu, dar am încercat noi să găsim un echilibru și de la 1 august propunem o creștere salarială atât la funcțiile publice cât și la personalul contractual în limita, zic eu, echilibrului financiar pe care l-am gândit. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot aprobarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau se abține? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Deci, la punctul numărul 7, proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Dărmănești a unui număr de 11 loturi teren situate în intravilanul și extravilanul orașului Dărmănești. De asemenea, proiectul a fost supus avizării în cadrul ședințelor pe comisie, privind aviz favorabil din partea Comisiei Juridice, Urbanism și Buget Finanțe, inițiator al proiectului domnul primar al orașului Dărmănești. Domnul primar, dacă... Da, sunt câteva loturi pe care, mai exact 11, astăzi le propun spre a atesta apartenența la domeniul privat al orașului Dărmănești. Aceste terenuri, în marea lor majoritate, sunt concesionate sau închiriate din anii anteriori. Avem solicitări pentru prelungirea contractelor de concesiune. O parte din, sau pe o parte din aceste, dintre aceste terenuri sunt construite case, au fost loturi date tinerilor căsătoriți. Noua legislație prevede intabularea acestor suprafețe de teren și pentru a le putea intabula, noi facem astăzi prin acest proiect de hotărâre apartenența la domeniul privat al orașului Dărmănești, le intabulăm, după care în funcție de situație, fie le prelungim contractele de concesiune, de închiriere, pentru cele care nu sunt astăzi închiriate, le vom parcurge procedura de licitație sau acolo unde sunt terenuri pe care sunt construite case de mai mulți ani, vom iniția o procedură după intabulare de vânzare către proprietar. Deci este un prim lot de 11 terenuri. În perioada următoare vom mai veni cu alte proiecte de hotărâre care au același scop de apartenență la domeniul privat. Avem peste 100 de contracte de concesiune, în special pe care au fost construite case, care nu sunt intabulate și care vrem să le aducem la zi. Dacă sunt întrebări? Da.
Dacă nu sunt întrebări, supunem aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 8 avem diverse. Cine dorește să... La diverse câteva precizări. În primul rând, duminică 31 iulie are loc sfințirea bisericii din cartierul Păgubeni. Invit pe toți cetățenii, fie din Dărmănești, din localitățile învecinate, să participe. Vom avea un sobor de preoți prezent acolo, un alt preasfințitul Ioachim va fi prezent. Deci toți cei care vor să trăiască un moment de, eu știu, rugăciune alături de comunitatea din cartierul Păgubeni sunt invitați. Dacă mai aveți și alte întrebări, dacă nu, mulțumesc. Declarăm ședința închisă. Zi frumoasă.